Spune-ne, te rog, care dintre cele 8 fete te-a fermecat așa la prima vedere? Păi... Și vreau să menționez că o poți alege pe oricare dintre ele, da? Păi am avut un contact vizual și mie mă atrage contactul vizual foarte mult. Așa că o să o aleg pe... Nargi. Ok. Felicitări pentru alegerea ta, dragule. Mulțumesc. Mi-am dat seama că merge vorba despre mine, că atunci când l-am desenat, ni s-a spus să mergem pe lângă el, să ne uităm la el și m-am dus și m-am uitat la el în ochi. Și urmează să mergeți împreună la primul vostru date romantic în calitate de cuplu. Oh, wow! Ai experiență! A treilea. Haideți, vă invit! Distracție faină! Ne-a părut bine! Pa! Ne bucurăm pentru alegerea făcută! Să fiți cu mine! Dragilor, după cum bine vedeți, lucrurile sunt imprevizibile în continuare aici. Cuplurile se pot forma sau destrăma cât ai bate din palme. Dar ceea ce contează cu adevărat însă este ca voi să formați aceste legături puternice și sincere. Să fiți deschiși și de ce nu să vă găsiți într-un final marea dragoste. Ne bucurăm că te-am văzut. Vă pup. Și eu mă bucur să vă văd și te stare fain. Să vă distrați, da? Zeul Kyprianos își duce noua cucerire la primul lor date. Zeița este Nargi, care sare în pasul ștrengarului către o conversație pe care, la început, trebuie să o întrețină mai mult ea. Mersi. Plăcere. Și salata grecească. Și cum ai spus că te numești? Kyprianos. Îmi pare bine, Nargi. Pare bine și mie. Cum ești? Cum ți s-a părut atmosfera când ai intrat? N-ai avut emoții? Păi, sincer, am avut un pic de emoții, dar acum, cum sunt cu tine... Ți-a mai trecut, nu? Da, exact. Mă bucur. Și spune-mi despre tine, nu știu, ce-ți place să faci, hobby-urile tale? Păi, uite, eu sunt antrenor de fitness. Așa. Și model. Și îmi place să fac sport. Am făcut de mic sport. Nu de performanță. Deci nu ne necăm dacă mergem în Lucea. Nu. Mă salvezi tu. Dar nu știi să nu. Nu prea. Am frică de apă. Las că te învăț eu. Bine. O fi cineva oare care să vrea să mănânce? Sperăm că nu. Spune-mi, ce apreciezi tu cel mai mult la o fată? Îți plac blondele, brunetele, nu știu. Contează foarte mult dacă ești blondă sau brunetă. Dar, bine, contează normal atracția fizică, n-ai cum să... Da, să existe o chimie. Da, exact. Și îmi place că ești bronzată. Să știi că, eram bronzată, dar aici m-am bronzat mai tare. Și eu merg la salar. Bravo, și eu. O să mergem împreună. Să vă uit un lucru în cop. M-am regăsit pe mine în varianta feminină. Cumva, pentru că avem foarte multe chestii în comun și îmi place să fie sinceră cu mine. Adică dacă vezi un defect la mine care te deranjează, să-mi spui direct. Și eu sunt de acord cu asta. Multe aspecte din caracterul meu le are și ea. Contează foarte mult când mă uit la tine, deja să te citesc cumva, să-ți citesc sufletul. Și ai citit ceva până sincer, acum? Da. Ce concluzie? Te-ai uitat foarte atent așa în ochii mei și... Ca să cunoști mai bine persoana, cel mai bine să te uiți în ochii lui, știi? Exact. M-am pierdut în ochii lui Nargi, te uite așa foarte adânc în sufletul meu. Mai uite-te odată în ochii mei. Stai că vine să râd dacă îmi spui, trebuie să vină natural. Da. Sunt frumoși. Ochii verzi, să... Nu știu, trebuie să ne explici, nu mă știu cum. Nu-i crezi. Da, să nu-i crezi. Eu zic că ești, da, că nu-i caz și că ești și tu sinceră. Cu siguranță avem o chimie. Cu siguranță este și o atracție fizică între noi.